Neața domnilor, șelma politică Igor Dodon, după ce în Găgăuzi au vorbit despre nașă, readam, ждите, așteptați ca noștri să aproape asar într-o una din emisiuni, deja drege busuiocul, că el nu a fost înțeles corect și presa, vezi, doamne, o interpretat greșit și ei și-au spus Igor Nicolaevici. Ascultați atent. Они нашли опять другое какое-то мое высказывание Гагаузии на днях. А, да, наши рядом? Да, но опять, я на всех встречах, я знаю, что меня записывает СИБ. На всех встречах. Я обращаюсь к СИБовцам, ребята, вы здесь? Вижу, кивает кто-то, говорю, записывайте. Я говорю, наши рядом, я имею в виду мои депутаты, вот приходят. Говорю, а что вы не думали что-то? Ни про русских, ни про кого. Они берут это, вырезают. И везде я прошел. Ну, cum, dragi prieteni, șelma politică numărul 1 a Republicii Moldova, Dodon, deja spune că el nu a avut în vedere armata lui Putin, armata care distruge Ucraina, armata care ne-a împușcat în 92 frații din Transnistria și care 30 de ani nu s-a dus de aici. Dodon nu a avut în vedere ocupantul pe care îl așteaptă cu pâine și cu sare, dar el a avut în vedere pe cei de la SIS care îl ascultă și au avut în vedere, fiți atenți, colegii lui, deputații mei. Omul recunoaște că de fapt sunt deputații lui, a lui, nu a lui Bătrâncea, nu a Partidului Socialist, sau lui. El poartă răspundere pentru dânsii și el deschis pasărea pe limba ei pe ieri, dintr-un rahat în alt rahat. El calcă de pe unul și merge spre altul. Lipsa de răspuns adecvat a autorităților pentru acest individ va crea monștri în continuare. Acum, domnul tovarăș Dodon, ia spune, dacă tot îți deputații tăi, care, apropo, astăzi încă sunt la Moscova, fracțiunea lui Bătrâncea a Partidului Socialist este la Moscova, da? Discută cu Medvedev. Fracțiunea Partidului Socialist, toți deputații care au mai rămas necumpărați sau netransferați dintr-o parte în alta, sunt la cei care sunt stat terorist. Sunt la Putin, sunt la Moscova, sunt la cei care sunt stat terorist, recunoscut pe plan internațional. Ce aveți voi să discutați? Din numele cui discutați voi cu statul terorist? 1, 2. Ceilalți doi deputați, Nesterovski și a doua mademoiselle prostituată politică, care de unde îți vorbea online, făceau teleconferință, că nu s-au dus cu Partidul Socialist împreună la Moscova, care făceau teleconferință cu un oarecare Slutsky, deputat în Parlament, în Duma de Stat a Federației Rusă, cel care în anul trecut era prezent în Transnistria și spunea că Pridnistrovia e nașa zemlea, Transnistria e pământ rusesc, o spunea Slutsky, noi, autoritățile moldovenești, în loc să-l declare persoana non grata Slutsky, dat afară, expulzat, trimis la mama dracului de aici din Moldova, pentru că nu-i pământ rusesc Transnistria, cum nu-i pământ rusesc Republica Moldova, e pământ românesc. Noi, în loc să-i dăm afară, deputații stau de vorbă cu Slutsky și ăsta le dă indicații cum să mai creeze un partid pro-rus, deschis, ei nici nu s-ascund. Un partid pro-rus, iarăși pe banii lui Putin, partid din Republica Moldova. Și fiți atenți, nu că Șor o cumpărat deputați de la Partidul Socialist, le-au dat bani. Nu, Federația Rusă a scos câteva elemente, câteva unități de măsură de la un partid tot de-a lor și le-au trecut la alt partid tot de-a lor ca să întărească al doilea partid parlamentar din opoziție cu niște elemente de astea antinaționale de ale noastre, de pe teritoriul nostru, care zic că ei sunt patrioți, dar nu spun a cui patrioți, a Federației Rusă sunteți patrioți, mama dracului. Vedeți capul de șerpi care se cheamă Igor Dodon, cu tot cu elementele lor negative, elemente ale FSB-ului, plătite, demonstrativ, se duc la Moscova, primesc soldă, vin înapoi, fac destabilizări, vorbesc clar despre schimbarea guvernării. Nu o spun eu, o spun ei cu gura lor, răpănoșii ăștia și păduchioșii care ne-au dus bunei în Siberia și ăștia care sunt vorbitori de rusă, alolingvi ăștia care și acum vorbesc din numele moldovenilor. Nesterovski, nespălatul ăsta și cu Prașmandovca și ceilaltă, ei vorbesc din numele moldovenilor.
din numele moldovenilor din Siberia care i-ați deportat sau care ne-ați îngropat aici cu foame. Din numele cui vorbiți voi? Râsurilor. Și noi stăm și aplaudăm. Pentru că un oarecare Igor Nicolaevici o înțeles că spate de exploatat pe sărășia și pe prostia noastră în care o contribuie și el și tațul Voronin ca să ne îngroape educația, să ne îngroape medicina, să ne îngroape viitorul, să ne îngroape toți, să fim proști, sărași, ca să ne cumpere cu 200 de lei. Asta au făcut ei și acum noi trebuie să ne bucurăm că Igor Nicolaevici iese ca și el, mi-aș spune că nu m-ați înțeles corect. Nu m-ați... Eu am avut în vedere nașe altceva decât armata lui Putin. Pentru că noi suntem prieteni și cu Estul, și cu Vestul, și cu mama dracului. Bă, voi sunteți la solda lui Putin, n-aveți voi cum să fiți prieteni cu Occidentul, cu România, cu Statele Unite și cu Europa. Voi sunteți Aldi Crasnaia cu faica, pe 200 de lei, trădători din neam și de țară. Ăsta e răspunsul meu și a Partidului Democrației Acasă și a oamenilor majoritari, 80% din Republica Moldova. Viitorul nostru este lângă și cu România, în comunitatea europeană, sub protecția NATO, mai departe de tâmpiții de la Kremlin, de ticăloșii noștri care ne-au condus ultimii 30 de ani și mai departe de terorusia. V-am pupat, n-aveți nicio șansă. Puteți să vă grămădiți ca șelmele, să faceți planuri, o să vă arestăm noi dacă guvernarea e slabă. Degeaba vă ascult sisul dacă nu vă pun cătușele pe mâini. Pe mâini! Și Țăi, și Nesterovski, și la toți ăștia așa numiți deputați. Forța! Noi suntem mai tari ca voi. V-am demonstrat-o în campania electorală. Ați pierdut lamentabil cu toate culeasele voastre cu bani. Și acum o să pierdeți. Vă salut! Afară plouă frumos. Ia uitați!